Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Asemeni unui occidental Sfânt Valentin, amplasată a doua zi pe 15 februarie, Lupercale era o zi ținută de vechii romani în onoarea lui Lupercus, zeul fertilității. Îmbrăcați în pielea caprelor sacrificate și mânjiți de sângele acestora, preuții luperci loveau femeile cu februa bici făcut din pielea caprelor sacrificate. Preuții luperci credeau că biciuirea femeilor le garantează fertilitatea și ușurința nașterilor de copii. De fapt, februare derivă din februa, care înseamnă mijloace de purificare. Pe 16 februarie, Marte în Capricorn te poate împinge la furie, dar poți fi destul de ce dacă ești frustrată. Mercur intră în mers retrograd în această zi, așa că s-ar putea să fii mai capabilă să intre în legătură cu muza ta interioară și să vii cu idei în special inventive. Astrele sunt optimiste, deci hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Punctele tale forte și abilitățile tale vor fi pe deplin solicitate, dar parcă ești prea concentrată pe lucrurile mici pentru a observa acest lucru. Poți fi atrasă de aventuri, iar aceste impulsuri ar trebui restricționate. Ce vei fi început vineri ar trebui să fie terminat vineri, iar ceea ce este imposibil de terminat într-o zi este mai bine să amâni pentru viitor. În weekend, treburile la domiciliu îți vor ridica starea de spirit. În viața personală, Citațiile sunt posibile și nu numai cele plăcute. Nu căuta singurătatea, nu-ți va aduce ușurarea dorită. Câștigătorul va fi cel care are mai multă răbdare. Miercuri este o zi minunată pentru împăcare și conversație din inima. Stelele prevestesc că poți deveni victima intrigii din partea iubiților. Este posibil ca un astfel de interes pentru persoana ta să nu fie deloc conectat cu o dorință irezistibilă de a te atrage în pat, ci de secretele intime la care ai acces. Joi este favorabilă pentru achiziții mici de preferință din categoria celor necesare. Este probabil ca încasările de bani să apară în a doua jumătate a săptămânii. Poți să te îmbolnăvești dacă ești neatentă la sănătatea ta. Stelele îți recomandă să-ți consolidezi sistemul imunitar, dar cu pași mici, precauți, fără a merge prea departe. Este util să mergi mai mult pe jos, dat hipotermia pentru tine este periculoasă. Ascultă semnalele corpului tău și nu ezita să consulți un medic dacă te deranjează ceva. Dacă perele din bijuteriile tale s-au venit, acest lucru se poate datora faptului că în ultimul timp ai experimentat constant emoții negative, ai fost iritată și ți-ai vărsat dezamăgirea în întreaga lume. Perlele te ajută să depășești astfel de probleme, dar dacă stresul tău intern este prea mare, perla nu îl poate suporta și îmbătrânește. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur Va trebui să schimbi ceva sau în relațiile cu cei dragi sau cu colegii de la serviciu. În caz contrar vei deveni plictisitoare și neinteresantă. Miercuri încearcă să previi agresivitatea și negativitatea stinge pasiunile și întoarce atenția celorlalți către gânduri plăcute. În a doua jumătate a săptămânii este posibilă o întoarcere neașteptată în parteneriat sau în cazuri judiciare datorită apariției de informații complet noi. Relațiile cu persoana iubită ar trebui să fie construite pe romantism, doar nu exagera. Sâmbătă este posibilă o întâlnire plăcută cu fosta iubirea. Dacă jumătatea ta nu îți acordă atenție, nu-i plăti cu aceeași monedă. Chiar și și răzbunarea mică este dulce, dar fi deasupra ei. Dacă vei fi prima care arată o pasiune remarcabilă și îți vei ademeni persoana iubită în dormitor, atunci, crede-mă, amândoi veți fi profund mulțumiți. Va fi bine dacă vei deveni rezonabilă în cheltuielile tale și vei evita astfel pierderi de numerar. Înainte de a te angaja în datorii și de a lua împrumuturi, ar trebui să te gândești cu atenție la modul de rambursare a acestora. Sâmbătă se va schimba ușor situația financiară în bine. Te vei simți foarte puternică. Motivul pentru asta, în multe cazuri, va fi emoțiile pozitive puternice. Stelele nu exclud că te vei fi îndrăgostit, nu fugi de sentimente, te vor umple de energie pozitivă. Principalul lucru, nu uita de sănătatea ta și a celelalte persoane pe care ai vrea să o numești sufletul tău pereche. Este posibil să fii foarte încântată să porți opal. Această piatră ajută la organizarea rațională și la îmbunătățirea vieții tale. Cu un astfel de asistent la serviciu și Acasă domnește curățenie și ordinea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemeni! Munca grea de la începutul săptămânii te poate obosi puțin, dar perspectivele financiare excelente vor deveni mai clare și mai plăcute pentru tine, ceea ce va plăti toate greutățile. Joi merită să reduci ritmul aglomerat al muncii și să-ți faci timp pentru relaxare. Vineri, multe probleme vor fi rezolvate. O persoană iubită te va mulțumi, iar iubirea va inspira. Moderează-ți ambițiile. Cu cât dorești mai puțin, cu atât poți primi mai mult. Nu ezita. Toate visele tale vor deveni realitate. Trebuie doar să crezi și să aștepți. Refuz cu desăvârșire să faci dragoste fără stimulente suplimentare. Acum, dacă prețiosul tău îți poate promite plăcerea cerească și ceva nou sau îmbunătăți cu un bonus, atunci te rog. Și dacă nu, atunci fără sex. Te așteaptă proiecte profitabile și oferte interesante de afaceri noi. Arată-ți imaginația, acționează în liber și vei reuși. Te poți mulțumi pe tine și pe cei dragi cu un cadou frumos. Stelele îți recomandă exerciții fizice moderate, cuplate cu atenție specială asupra stării tale de bine. Vei fi foarte sensibilă și poți pierde chiar și cele mai ușoare simptome. Este posibil să nu observi nimic. Ei bine, poți fi felicitat, corpul tău este într-o formă excelentă. Dacă ți se pare că ai încercat toate opțiunile posibile, dar încă nu ai putut realiza ceva, asigură-te că vei purta un safir. Acest mineral te va ajuta să găsești noi modalități de a face fața dificultăților și vei obține ce vrei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC! Săptămâna îți poate fi foarte favorabilă și chiar eforturi minime îți pot aduce rezultate semnificative. În a doua jumătate a săptămânii va trebui să te ocupi de problemele prietenilor și îi poți ajuta cu adevărat. O înțelegere cu ceilalți ar fi perfectă vineri. Nu-ți fie teamă de dificultățile temporare. Persistența și credința în propriile forțe îți vor permite să obții victoria mult așteptată și să nivelezi relațiile cu persoana iubită. Cele mai reușite zile pot fi în weekend. Dacă ceva este în măsură să te inspire pentru intimitate, acestea sunt poeziile. Mai mult, fiecare alegere de gen și autor va fi individuală. Poți fi excitată de capotoperele clasicilor, de deliciile poieților epocii de argint sau poate de versuri erotice contemporane. A venit timpul pentru actualizarea garderobei, simte-te liberă și mergi la cumpărături. Preocuparea pentru situația financiară va da loc stabilității financiare în a doua jumătate a săptămânii. Gândește-te la investiții în proiecte pe termen lung. Nu economisi în weekend. Ai grijă de părul tău. Orice procedură care vizează consolidarea și îmbunătățirea acestuia va fi binevenită. Astrele îți recomandă să mergi la salon și să faci procedurile datorită cărora părul tău devine mai elastic, suplu, puternic. Expertul va selecta tratamentul pentru tine în funcție de caracteristicile și starea părului tău. Nu te amagi acasă, nu vei regreta un singur leu cheltuit. Săptămâna aceasta poartă Onyx sau Mărgele de Murano. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu, Săptămâna ție este favorabilă pentru noi afaceri, pentru a găsi parteneri și oameni cu gânduri similare. Singurul lucru care îți poate întuneca starea de spirit este latența și neînțelegerea. Încearcă să calculezi timpul asociat deplasărilor și mișcărilor cu o marjă. În conversații și în vorbire în public, nu este de dorit să abuzezi de spiritul de glumă. Motoul de un weekend, rămâi cu picioarele pe pământ. Încearcă să-ți menții echilibrul emoțional, și dacă ai făcut o greșeală în relația cu persoana iubită, corectează-o imediat până când nu este jignit de tine. Vineri și duminică sunt bune pentru întâlniri. Partenerul tău este gata să-ți ofere ceva neobișnuit, radical și oarecum ofensator pentru tine. De exemplu, mărirea sânilor prin operație este suficient de șocantă, nu e așa? Desigur, îi poți plăti întotdeauna cu aceeași monedă și vorbești despre o reclamă pentru a-i crește membrul. În prezent, sectorul financiar nu-ți provoacă prea multă îngrijorare. Miercuri și joi sunt bune pentru a face o ofertă și pentru a găsi un nou loc de muncă. Ești obosită, dar nu vrei să arăți că ești slabă. Nu ești pregătită să ceri ajutor? Stelele spun că mândria poate face o glumă proastă cu tine. Pentru a te menține în formă, ai nevoie de vitamine, aer curat și odihnă, iar odihna nu este doar pasivă, ci și activă. Obișnuiește-te să faci exerciții sau să alergi dimineața. Acordă atenție pietrei soarelui, care este ideală pentru tine. Cu ajutorul acestui mineral special poți face o față deznădejdei și din nou să simți încredere în propriile forțe și nu vei fi departe de victorii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Făcioara Apare un moment bun pentru a te împăca cu dușmanei și a-ți face prieteni noi. Sinceritatea, bunătatea și generozitatea îți vor aduce un succes neașteptat. Luni și marți merită să restringi temporar cercul de prieteni, nu-ți cheltui energie pe vorbe goale și bârfea. Joi, dorințele tale se vor împlini dacă nu sunt în întregime fantastice. Moto de vineri, Calm și numai calm. Indiferent de ce se întâmplă, păstrează-ți calmul. Fii sensibilă, fii capabilă să anticipezi consecințele cuvintelor și acțiunilor tale. Întâlnirile cu cineva pe care îl iubești s-ar putea să nu meargă așa cum ți-ai fi dorit. Dacă îți moderezi ambițiile, gândește-te la un compromis rezonabil, iar acest lucru îți va avantaja relația. Pentru tine, soarta a pregătit o surpriză legată de călătorii și secrete erotice antice. Ce fel de surpriză nu vor să spună, altfel nu va funcționa. Principalul lucru este să-ți menții fiorul așteptării și să fii pregătită pentru a satisface tot ce ce erosul decide să-ți ofere. Va fi o dungă financiară în această săptămână, așa că încearcă să obții doar cele mai necesare și nu cheltui banii pe flacuri. Joi evită invitațiile străinilor. În weekend încearcă să cureți casa. Nu te baza pe opinia bunicilor de pe bancă de la intrare, chiar dacă respecti și iubești cu adevărat aceste doamne în vârstă. Este mult mai corect să cauți sfatul specialiștilor. Cu toate acestea, una dintre femeile în vârstă, observând că arăți palet, te poate duce la gândul potrivit și de a programa o consultație la medicul de familie. Stelele te sfătuiesc să porți un pandativ din peridot, această piatră îți va oferi în orice circunstanță oportunitatea de a menține armonia cu tine însăți, a iubi în familie și a îmbunătăți înțelegerea reciprocă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța. Te poți aștepta la succes în domeniul profesional și în afaceri. Cantitatea de muncă timp de o săptămână nu te va surprinde și nu te va speria. Doar rezultatele muncii te pot supăra, dar ești prea critică față de tine. Fii obiectivă. Marți este o zi bună pentru a-ți asuma riscuri și a lua decizii rapide. Miercuri poți simți tensiunea între colegi. Este mai bine să rămâi tăcută decât să rezolvi lucrurile. Încearcă să nu uiți de interesele celui ales. Este posibil să existe dezacorduri marți și vineri, pentru că atunci când creezi planuri pentru weekend, ai uitat să te consulți cu el. Acest lucru poate provoca indignare autentică. Ar trebui să te jertfești în mod activ zeilor, nu numai zeilor iubirii, ci și patronelor vânătorii. La urma urme, în curând va trebui să mergi la o vânătoare fără precedent în fața reprezentanțelor sexului opus. Compară-ți dorințele cu oportunitățile. Nu va trebui să te plângi din cauza lipsei de muncă, dar unele probleme cu stabilitatea financiară nu sunt excluse. Șefii nu și îndeplinesc întotdeauna promisiunile. Nu crede cuvintele, cere fapte clare și certitudine. În weekend încearcă să nu te implici într-o poveste aventuroasă. Trebuie să fii extrem de atent atunci când ai de-a face cu obiecte grele, ascuțite și fierbinți. Fiecare dintre ele îți poate face rău și, în cel mai rău caz, să ai nevoie de spitalizare. Evite situațiile care pot duce la necazuri, abține-te de la reparații și lucrări bărbătești. Purtarea de bijuterii în viitorul apropiat nu este recomandată, doar ceasul, dacă nu doare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion. Vine o perioadă favorabilă pentru punerea în aplicare a multor idei. Vei fi energică, activă, creativă. Dezvăluindu-ți creativitatea, vei câștiga bani buni. Lucrurile vor merge ușor, trebuie doar să-ți orientezi energia într-o direcție bună, menținându-ți propria mișcare în fluxul de evenimente. În acest moment, îți va fi ușor să urci pe scara carierei, să te îmbogățești, să faci fericită persoana iubită. Norocul te va sprijini și vei călători. Situația se schimbă în bine. Ești de nevoie și dorită. Deci, nu-ți poți ascunde sentimentele! Vineri poate avea loc o întâlnire care îți va oferi o experiență de neuitat. Ești atrasă de bărbați de tip estic, cu excepția părului foarte întunecat și cu ochii întunecați. Dar dacă ai noroc de un brunet cu părul creț, cu ochii albaștri sau verzi, să-l întâlnești pe drumul tău, trage imediat într-un colț retras și începe să aplice la rândul tău toate trucurile tale de seducție. Pentru oferte și contracte, marți îți este cel mai favorabil. Miercuri este o zi bună pentru a găsi clienți noi și comenzi profitabile. Afacerea merge în sus. Vineri vei primi o sumă bună, vor fi și mai mulți bani decât te aștepți. Ești predispuse la izbucniri emoționale. Astrele spun că în perioadele de instabilitate, probabilitatea de a te răni sau de a provoca o complicație de sănătate va crește brusc. Prin urmare, dacă vrei să menții o sănătate bună, încearcă să rămâi calma. Muzica, aromaterapia te pot ajuta în acest sens. Încearcă să nu comunici cu oamenii care te provoacă. Astrele îți recomandă să porți diamante. Bine și zirconiul merge. Până la urmă, vei străluci, îți vei arăta talentele, te vei învârti în societatea cea mai rafinată. Deci ai nevoie de pietre regale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător Astrele îți vor oferi noi forță pentru a-ți atinge obiectivele. Te așteaptă un progres semnificativ în afaceri. Marți poți realiza ceea ce ai visat și nu va trebui să depui mult efort pentru asta. Vineri călătoriile și întâlnirile nu ți vor aduce rezultate așteptate, este mai bine să dedici această zi muncii obișnuite. Sâmbătă este recomandat să nu intri în conflict cu ceilalți în mod deschis. Mai bine să nu te cerți și să fii de acord, dar continuă să faci calm totul în felul tău. Soarta amenință că te va pune într-o situație la alegere, forțând putea să decizi cât de drag ești în relația cu o persoană iubită. E timpul tău? La plecare nu arde podurile în spatele tău, este posibil ca în curând să fii nevoită să te întorci. În general, schimbările drastice sunt contraindicate. Dacă te gândești să schimbi imaginea erotică, atunci este timpul să începi să faci ceva. Dacă continui să lași deoparte atenția cu privire la îmbunătățirea aspectului, atunci în curând va trebui să-ți faci griji pentru a schimba partenerul. Luni și marți sunt zile frumoase din punct de vedere financiar. Probabil realizarea unui profit sau unei plăți neașteptate. Joi are succes pentru achiziționarea de cadouri pentru cei dragi. Te vei distinge cu concentrarea, analiza informațiilor, planificarea. Activitatea ta mentală va fi activă și rodnică, ceea ce nu se poate spune despre munca fizică. Aici, leziunile cu severitate diferită nu sunt excluse din neglijență. Greutățile, obiectele ascuțite și fierbinți este mai bine să le ocolești. Poartă rubine. Poartă rubine, Bijuteriile cu această piatră te vor ajuta la rezolvarea multor probleme atât în sfera profesională cât și în viața personală. De asemenea, piatra te va salva de atacuri de irritabilitate care vor fi utile în special în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn, Vei avea plăcere maximă din implementarea unui proiect de lungă durată. Mult va depinde de determinarea ta. Dacă dorești să obții succes, atunci trebuie să stabilești principiile și să afli clar ce dorești, în ce condiții. Miercuri este o zi plăcută și plină de evenimente. Comunica mai mult cu oamenii, spune-le complemente. Dacă există cereri de îndrumare, nu refuza, deoarece rezultatul va fi pozitiv. Nu uita de familia ta joi. Vineri este o zi bună pentru sugestiile constructive, dar ascultă sfaturile colegilor. S-ar putea să te simți brusc complet libera. Este posibil să nu fie de vreo obligație, dar poate însemna de asemenea că ești confuză. S-ar putea să-ți întâlnești fosta iubirea, dar este mai bine să-ți amintești de ce v-ați despărțit. Lucrurile pot fi rele, situația va fi de așa natură încât toate evenimentele intime planificate vor trebui anulate din cauza unor transformări neașteptate de afaceri sau a unei combinații de circunstanțe. Pentru a nu fi înconjurat de reproșuri, gândește-te la mai mult multe alternativa. Parteneriatele îți vor aduce multe beneficii și vor rezolva unele probleme financiare. Miercuri există riscul de a uita sau pierde ceva. Vineri te poți certa cu colegii de la zero, așa cum am mai spus. Fii atentă! Este un moment bun pentru a dobândi o cifră mai atractivă pe cântar. Acum, corpul tău va fi mai loial decât în orice altă perioadă pentru a trata restricțiile dietetice. Mai puțin stres, ceea ce înseamnă că efectul pe care îl vei obține va fi mai vizibil și mai stabil. Nu rata acest moment bun, dar nu exagera. În niciun caz nu trebuie să refuzi complet mâncarea. Care ar putea fi un simbol mai bun al durității decât un diamant? Poartă diamante! oricât de mici. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător, a venit momentul să te reînnoiești în multe domenii ale vieții. Nu stagna, trebuie să mergi mai departe. Marți îți poate oferi bucuria de a vorbi cu prietenii și cu oameni similari. Joi și vineri vei putea demonstra profesionalismul și indispensabilitatea ta, ceea ce se poate transforma într-o recompensă plăcută pentru tine. Evenimentele din viața personală se vor dezvolta rapid. Neînțelegerea și resentimentele vor începe să se retragă și te vei simți din nou fericită, desigur, în felul tău. Succesul pentru întâlniri va fi în miercuri și în weekend, dar întâlniri ciudate te așteaptă, simultan cu trecutul și viitorul. Poate că vei întâlni în sfârșit bărbatul visurilor tale, cel pe care îl visezi din copilărie, sau poate la brațul fostului iubit vei vedea noua lui pasiune. În general, fi gata și prevești cu amândoi ochi. Dacă luni vei primi bani de undeva, nu ar trebui să spui despre asta celor cunoscuți. Este mai bine să păstrezi atât sursa veniturilor, cât și faptul că au venit în secret. În general, planurile tale financiare nu merită dezbătute. Vineri, luând o decizie financiară importantă, renunță la toate îndoielile, acționează după cum consider de cuvința. Stelele îți recomandă să iei câteva zile pentru a le petrece cât mai plăcut și calm. Sunt necesare pentru o relaxare. Asigură-te că vei dormi suficient, poți chiar să te limitezi la acest lucru. Poarta smaralde Acestea te vor ajuta la reconcilierea în situație și vei găsi un limbaj comun cu colegii și prietenii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești Doamna Fortuna a decis să-ți zâmbească. Probabil că săptămâna aceasta va fi mai puțin dezbrăcată decât cea trecută. Vei avea timp liber și oportunitatea de a te relaxa. Privește viața în mod realist. Încearcă să iei în lift la urcare și stima de sine. Joi va exista o oportunitate pentru câștiguri noi. Nu încearcă să dedici mai mult timp și atenție persoanei iubite. Cu cât este mai armonioasă relația cu el, cu atât sunt mai multe șanse de a simți plinătatea vieții. Mergeți împreună la o petrecere vineri sau cel puțin la un film. Acum ești mai bine educată spiritual și nu vrei să te hrănești cu dragoste carnală. Încurajează-ți drăguțul să viziteze cu tine un teatru, o expoziție de tablouri sau fotografii sau orice altceva în același sens. Iar după ce v-ați întors acasă, aranjează-i tovarășului tău o surpriză erotică plăcută. Este probabilă stabilizarea poziției financiare. Nu te vei considera eludată. Încasările enumerate sunt posibile, dar este mai bine să nu le cheltui, ci să le păstrezi. Ai grijă vineri, ai grijă de portofel. Duminica, achizițiile mici vor avea succes. Acordă atenție coloane vertebrale. Stelele recomandă în special verificarea regiunii tale cervicale. Dacă de curând ai obosit mai mult decât de obicei, ai suferit de dureri de cap sau insomnie, iar deciunea problemei poate fi aici. Caută, după cum este recomandat, un osteopat bun. După doar câteva sesiuni, vei observa schimbări semnificative în bine, în bunăstarea ta. Piatra ta este acum un ametist. Este un simbol al armoniei și relaxării, de aceea te protejează împotriva conflictelor și certurilor, gândurilor lor Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!